din fată de împărat fecior. Ci că a fost odată ca niciodată. A fost odată un împărat și într-atâta era de bătrân și neputincios, încât nici că mai vedea și cu unghiile și deschidea genele ochilor și atunci mai vedea puțin tel, dar și atunci numai ca printr-o sită. El a rămas cu trei fete. Neputinciosul bătrân avea o chilie unde dânsul numai singur-singurel locuia și tot jălea și plângea. Odată cică a zis cea mai mare fată către celelalte surori. Dragele mele surori, ce lucru poate fi cu taica nostru, că el de când a murit maica noastră tot plânge și jălește, nu știu, mâncările nu-i plac sau pe noi-i supărat. Mâine dimineață am de cuget să-l întreb. Și în dimineața următoare, fata cea mare merge să-i măture chiliuța în care ședea bietul împărat și, punându-i un pic de mâncare, se retrase către ușă. Punând mâna pe cheia ușii, zise astfel: Dulce taică, pentru ce dumneata, de când a murit maica noastră, nu te vedem niciodată vesel, numai tot plângi și jălești, mâncările nu-ți plac, ori pe noi ești supărat. Dar cum noi plânge și cum nu m-oi văieta, că după moartea mea, împărăția mea și bunul meu merge în mână străină, că eu nu las după mine bărbat și toate rămân pe mâna străinilor. Dar fata zise: O, taică, nu plânge, nu te necăji, că toate nouă ne-or rămânea. Aha, blestemată și ticăloasă ce ești tu! Cum ai și cutezat să te gândești la așa ceva? Și luând bătrânul paloșul, îl aruncă după fată, dar nu o nimeri, că fata se retrase și închise ușa și paloșul se împlântă în perete. Și mai zise bătrânul: Atunci va fi a voastră dacă veți umbla voi cât am umblat eu și-ți păți câte am pățit eu. Fata grăi: Voi umbla, dulce taică. Ea nu a spus ce a pățit cu taică-su către celelalte surori. Și îndată a mers la grajd și și-a ales un cal bun și, gătind calul, ea încă s-a îmbrăcat în haine cătănești, cu pușcă, sabie și celelalte lucruri și, încălecând pe cal, s-a dus. Ajungând într-un sat, se întâlni cu o hârcă de bătrână și zise fata: Bună dimineața, mamă! Sănătate bună, cătană cu glas de fată, zise bătrână. Fata mânioasă zise: Fire ai tu să fii, mamă, de unde știi dumneata că sunt fată? Știu eu și unde mergi tu, răspunse bătrâna, dar du-te, du-te că pe-nturnate mergi tu. Fata, nebăgând în seamă vorbele bătrânei, se duse până la podul de aramă și, pășind pe-o podea, pe două și până pe nouă, iată că îi se arată o bală spurcată cu o falcă în cer și cu una în pământ și tot pară roșie lăsat din gură. Înfricându-se fata și tremurând din tot trupul, se întoarce înapoi și câinele de zmeu se repezi și-i rupse coada la cal. Și veni fata acasă supărată, lecuiește calul și se dezbracă, nespunând nimănui ce s-a întâmplat. A doua zi, fata cea mijlocie tot astfel păți ca cea din tâi sora ei. După acestea, a treia zi merse cea mică în chilie la tatăsu și, după ce gătă cele de lipsa a bătrânului, punând mâna pe cheia ușii, grăiește următoarele: Dulce taică, pentru ce dumneata de când a murit maica noastră, fie iertată, de atâta timp tot plângi și jălești, mâncările nu-ți plac, ori pe noi ești supărat. O, dulcea mea fiică, dar cum noi plânge, cum nu m-oi supăra, că eu mă aflu așa nefericit cum nu mai este om în lume și sub soare. Bunurile mele și toată averea mea, precum și împărăția mea, vor merge la cei străini după moartea mea, că eu n-am sămânță de bărbat. Iar fata aceasta, fiind mai vicleană decât cele două surori ale ei, se retrase la ușă, deschise puțin ușa și zise: Oh, dulce taică, nu plânge, nu te supăra, că nouă ne va rămânea. Iar bătrânul, înfuriat de mânie, prinde paloșul și-l aruncă de se prinde tare în ușă. Dar pe fată n-o nimeri. Și zise bătrânul:
Atunci vor rămânea vouă, dacă veți umbla voi, cât am umblat și eu și-ți păți ce am pățit și eu. Iar fata zise, vom umbla, tată. Și cu aceste cuvinte se depărtă de acolo până în ziua următoare, nespuind nimănui nimica. Fata în ziua următoare s-a sculat foarte de dimineață și s-a dus în grajd și și-a ales un cal bun și îl hrăni bine și îl țesălă frumos. Și după aceea se duse de se îmbrăcă în haine cătănești din creștet până în tălpi și luând o pușculiță frumoasă și sabie și o patrontașcă cu plumbi și toate câte sunt de lipsă unei cătane, merse la calul gătit de mai înainte, încălecă pe el și așa de bine îi ședea, te-ai fi putut jura că e cătan. Și merse și aceasta tot pe urma celorlalte și se întâlni cu bătrâna și zise fata. Bună dimineața, mamă! Sănătate bună, cătană cu glas de fată, grăi hârca de bătrână. Iar fata mânioasă zise, de unde mă cunoști, dumneata, și cum știi că-s cătană cu glas de fată? Eu, puiul mamei, știu și pe tatăl tău și te știu și pe tine unde mergi, dar întoarnă înapoi că nu ești bine gătată. Du-te acasă și te sui în podul curții și vei găsi acolo niște zdrențe din hainele tătânetul din feciorie și pușca lui și sabia lui, toate de când era el tânăr. Și cum o vei lua, lovește-o de pământ și se face mai mândră și mai frumoasă de cum a fost. Și după aceasta, te du în grajdul cailor și sparge pământul și sapă acolo, că vei afla niște oase de cal și căpățâna calului și apucă căpățâna și dă cu ea de pământ de 3 ori și zi. Tio, cal de hadă! Câinii carnea ți-o roadă, poartă-mă și pe mine cât ai purta pe taica! Și ascultând de bătrână, s-a dus și precum i-a spus, așa a făcut. Și toate și le îmbrăcă și îmbrăcându-se în haine și încălecând pe dalbul dochilor, căutasem să vă spun numele calului, merseră ca gândul de întreceau vântul până la hârca de bătrână și cum o văzu bătrâna, a sărutat-o și a zis, no, puișoara mamei, acum poți umbla toată lumea că ești gata, du-te cu Dumnezeu! Și luându-și ziua bună de la bătrână, se duse până ajunse la podul de aur și trece pe podea și trece pe 2, trece pe 9 și mai încolo sta taică-su cu o falcă în cer și cu una în pământ și tot flăcării ieșeau din gură, căci taică-su era năzrăvan. Iară fata prinse curaj și zise, feri câine de zmeu din drumul meu, că de nu te împușc! Și de 3 ori zise așa, iar a 4-a oară fata sloboa de pușca și face poc. Dar nu a voit să-l împuște și numai așa a pușcat într-o latură. Și taică-su se dete de 3 ori peste cap și se făcu om cum a fost mai înainte. Apoi a sărit îndată la draga lui fată și a sărutat-o zicând, no, draga taichii, poți merge în lumea întreagă, poți umbla cât am umblat și eu și poți suferi cât am suferit, că acum ești gata de mers. Atunci fata se luă și se duse multă lume împărăție, ca Dumnezeu să ne ție, că din poveste multă înainte este, mai mândră și mai frumoasă, să ascultați și dumneavoastră. Cine a asculta, bine a învăța, cine a dormi, bine s-ar hodini. Mergând sărmana cătană singură tot gândind, iată că aude un groaznic zbierat, încât i se făcu părul măciucă în vârful capului, și strânse pe biet dalbul dochilor împinteni și îl întrebă din cotro venea zbieretul cel groaznic. Și sosind acolo, găsi un balaur foarte groaznic, strângând în gură un biet cerb și îndată ce zărește pe cătană, grăiește. Cătană, mândră cătană, hai lovește bălaurul acesta și mă scapă din gura lui, că de 3 zile nici nu mă poate înghiți, nici nu mă lasă. Că de cumva mă vei putea scoate, mult bine ți-aș face. Iar balaurul grăiește. Dragul meu cătană, vină lovește coarnele acestea de cerb, că de 3 zile mă tot necăjesc cu el și nu-l pot înghiți pentru coarnele lui. Te-ai făcut cândva bine, dar fă acum și cu mine, că eu multă bunătate ți-o-i face.
Bietul cătană gândi și-și ascuți sabia și lovi coarnele cerbului și balaurul îndată lânghiții. După aceea el se grăbi la cătană și zise: „Nu, dragul meu, acum vei veni cu mine la taică-miu, că eu sunt feciorul împăratului roșu și m-au blestemat taica și maica că nu i-am ascultat de 20 de ani de când mă necăjesc, de când m-am prefăcut în balaur, și de atunci taica și maica nu m-au mai văzut.” Atunci se întoarse de 3 ori peste cap și se făcu un drag de fecior, de nu era pe sub soare mai frumos. Acum se luară amândoi și se duseră multă lume împărăție, ca Dumnezeu să vă ție, că din poveste înainte lungă mai este, mai mândră și mai frumoasă, să ascultați și dumneavoastră. Și ajungând ei în țara șerpească, erau niște șerpi ca niște grinzi, și îndată șuieră în degete feciorul ca păcurarii și veniră toți șerpii la el. „Ce poruncești, dragul nostru și domnul nostru?” ziseră șerpii. „Vedeți, mândru voinicul acesta, când a trece și a petrece pe aici, să nu-i faceți niciun rău, ci să-i faceți drum larg, să nu se sperie de voi ori să-i fie greață, că acesta mă aduce din țările cele rele și mă duce la tata, pe care nu l-am văzut de 20 de ani, că știți voi bine că eu sunt feciorul împăratului roșu.” Șerpii toți fugiră în lături, lăsându-le drum larg, și ei trecură. Și trecură și prin țara broaștelor și prin țara șoarecilor și tot astfel făcură ca în țara șerpilor. Destul numai că ajunseră și în țara împăratului roșu și ziseră feciorul de împărat: „Stă-i în loc, dragul meu și bunul meu, că acum suntem în hotarul tatii și eu voiesc a-ți da sfat, că ce să cer de la tata pentru că m-ai adus din țările cele rele, unde eu 20 de ani m-am necăjit prin pustietățile acelea groaznice. Îndată ce vom sosi la tata, el de părere bună că m-ai adus, a vrea să te mănânce, dar nu te înspăimânta. El ți-a făgăduit bani, averi, aur, argint, de toate bunătățile câte se află în lume, dar nu cere nimic, numai o lădiță din odaia tatii de pe fereastră și pușca, care ar fi mai ruginoasă în tot magazinul de puști. Aceste două feluri le cere. Iar tata n-a voie să ți le deie, dar tu nu te învoi la nimic, numai la acestea, că în lădiță se află calul galben de sub soare și cu pușca cea ruginoasă poți pușca la 4 mile de loc împătrat. Taica n-a voie să le deie, dar tu zi că mă vei duce de unde m-ai adus, de nu ți le va da.” Sosind ei la curțile împăratului, intrară în curte, și cum văzu împăratul pruncul lui, îndată îl cunoscu și era să-l mănânce de viu pe bietul cătană de bucurie mare, că i-a adus pruncul, și îl purta pe la toate bunurile câte le avea, îl îmbia cu de toate, dar el nimica nu primește, numai lădița de la fereastră și pușca cea mai ruginoasă dintre toate puștile împăratului. Împăratul nu voiește nici cum să îi le deie, dar cătana, suindu-se pe cal și prinzând pruncul de vârful capului, zise: „N-o rămas bun înălțate, împărate, că eu îți duc pruncul de unde l-am adus.” Atunci împăratul îl grăi înapoi și zise: „N-o dară vină că ți le dau și acelea.” Și îndată îi le dădu și pe acelea. După aceea, luându-și rămas bun de la toți, plecă cu lădița în straiță și cu pușca în spate și călare pe dalbul dochilor. Se duse multă lume împărăție, ca Dumnezeu să ne ție, că din poveste înainte mult mai este, mai mândră și mai frumoasă să ascultați dumneavoastră. Mergând bietul cătană printr-o pădure, vede o pană de rață în mijlocul drumului și zice către cal: „Ho, calul meu și dragul meu, că prea mândră mândrenie văd! Ce-i, dragul meu și domnul meu? Nu uită-te ce pană frumoasă de rață, s-o iau sau s-o las? De cum o vei lua, de mare necaz ne-ar fi, iar de nu o vei lua, ți-o fi dor de ea.” Așa zise calul, că pe cele timpuri știau și caii a vorbi, dar azi nici oamenii nu nimeresc cum ar trebui. Iar cătana lui luă pana cea de rață. Mai merseră cât mai merseră și iar mai găsiră o coadă de păr frumos,
toată strălucea ca aurul. Și iară grăi către cal. Ho, dragul meu și calul meu, că prea mândră mândrie văd! Uită-te ce coadă frumoasă! S-o iau sau s-o las? De cum o vei lua, știu că de mare necaz va fi. Iar de cumva nu o vei lua, îți va fi dor după ea. Și o luară și le puseră amândouă la subțioară și se duseră mai departe multă lume împărăție. Iată că după o cale lungă de câteva zile, a ajuns în hotarul împăratului negru. Pe acele timpuri erau mulți împărați, unul roșu, altul verde, altul negru, așa le erau poreclele din bătrâni. Acolo era o mulțime de cătane la împușcat în țintă. Și cătana de fată se apropie de dânsii și se uită la dânsii cum împușcau în țintă. Și luându-și pușcuța cea ruginoasă și se pune în rând ca să țăluiască și el ca și ceilalți. Și zise, da, vedeți ținta aceea depărtare de 2000 de loc? Eu de aici al voi împușca, de tot se va sfărâma. Toți priviră la biata cătană și se mirunau de ce grăiește el. Și duseră țelul precum a zis cătana și precum a poruncit. 2000 de loc puseră ținta și cătana îl împușcă încât tot se sfărâmă. Dar atunci pică pana de la el și un țigan ce era pe aici sări și apucă pana și fugi la împăratul în curte și zise, înălțate împărate, viteaz cătană a venit la înălțatul împărat, dar nu ca să împuște el la 500 de pași, ci la 2000 de loc a împușcat. Dar nici cu atâta nu-i destul, că și rața aceea de unde a căzut pana aceasta s-a lăudat că o va aduce. Oare e drept, măi țigane? Drept, înălțate împărate? Na, țigane, 4 galbeni, un pachet de duhan și cheamă în cătana cea nouă aici la mine. Țiganul voios, cum e fiecare țigan, merse la cătană și zise, pleacă, jupâne, cătană, înăuntru, că te cheamă înălțat împăratul. Și merse cătana în palatul împărătesc și după ce făcu cele cuvincioase și după ce îl salută cum se cade, adică precum e datina la cătane, zise apoi împăratul, adevărat ai vorbit către țiganul care mi-a adus pana asta, că necum să puști cum pușcă cătanele mele, ci și rața aceea pe doamna penei acestea o vei aduce. N-am zis înălțate, împărate. De cumva nu vei împlini lucrul acesta, ți-a sta capul unde-ți stau picioarele și picioarele unde-ți stă capul. Așa zise împăratul. Iară cătana ieși de la împăratul tot plângând și merge la dalbul dochilor și plânge de tremurau hainele pe el. Ce-i, dragul meu și domnul meu? Iată ce pățesc pentru pana cea de rață, ce-ai zis să n-o iau, că acum sunt selit să aduc și rața. Nu te supăra, cum merge și vom căuta și o aduce, zise calul. Și se pune pe cal și merse până la marginea mării și îndată se coborâ de pe cal și zise calul către el. Ia uite acolo sub țărmurii mării de cea parte cum șede rața pe ouă și clocește. Dar cum vom trece la ea? Zise fata, adică cătana. Deschide lăduța să vedem ce sfat ne va da și calul galben de sub soare, zise calul. Și deschise rândată și ieși calul galben și le zise, ce-i, dragul meu și domnul meu? Ei, vezi rața aceea acolo de cea parte? Oare cum am putea o prinde? Lesne, domnul meu! Calul atunci se aplecă și suflă cu nările în apă și îndată a înghețat apa și rața pe ou. Și a mers fata ca pe pod până a pus mâna pe ea și a luat-o și a băgat-o în sac, apoi s-a dus până la împăratul și a zis, iată, am adus-o. Bine, bravă cătană ești! Căutară rața, adică pana era din aripa cea dreaptă picată. Și cătanele împăratului iară ieșiră la împușcat. Și cu ele dinpreună și cătănuța noastră, cea de fată. Și când pușca ea, ce făcu, ce nu, destul că-i cade o coadă frumoasă de aur. Și țiganul o apucă îndată și fuge cu ea la împăratul. Înălțate împărate, cătana cea de ieri a zis că și pe doamna cozii acestea încă o aduce. Na, țigane, 4 bani de duhan și mergi de-l cheamă. Țiganul cu voia bună merge și zice, jupâne cătană,
ia hai până la domnul împărat la raport." Bietul cătană se duce supărat la împăratul. Acesta îi zice: "Dar ce te-ai lăudat către blestematul acesta de țigan, că pe doamna Cozincă o vei aduce?" Și părul acela tocmai de la Ileana Cosânzeana era. După care împăratul, din ce a fost prunc de 7 ani, a tot umblat și n-a putut o găsi nicăieri. Și acum cugetă că și-a aflat norocul văzând coada aceea frumoasă și de aur. Împăratul le zise către cătan: "Dragul meu, ești silit să mergi până unde o vei afla? Că de nu, unde ți-a sta capul, acolo îți vor sta și picioarele." Sărmanul cătană nu mai știa ce să zică și încotro să se mai ducă. Iese deci afară la cal și plângea și se văieta, degemea lumea în jur de el și pământul sub picioarei, dar și el deasupra pământului. Văzându-l dalbul dochilor supărat, îi zise: "Nu plânge, nu te văieta. Ia și te dundărât la împăratul și cere de la el o căruță cu 2 roate și merinde de drum." Și merse și le dădu împăratul, apoi prinse pe dalbul dochilor la căruță și merse multă lume împărăție, ca Dumnezeu să ne ție, că din poveste înainte mult mai este. Mândră și frumoasă s-a ascultat și dumneavoastră, că cine a ascultat bine a învățat, cine a dormit bine s-a hodinit. După o cale lungă, ajungă în țara Ilenii Cosânzenii și se așează la fântâna de lângă cetate, fântâna la care veneau și slujnicele Ilenei după apă. Calul galben de sub soare se face o boltă cu negoți de tot felul, cum nu sunt în vremile noastre, ci tot cu aur și argint era suflat. Și dalbul dochilor se face neguțător, iar cătana om de casă. Deschizând ei bolta cea frumoasă, iată că vine o slujnică după apă pe seama împărătesii. Și cum vede negoțul, îndată și cade pe genunchi, așa de mândru se lumina de el. Deci ea fuge la împărăteasa și îi spune, iar aceasta zise: "Na, o pungă cu bani și te dudem cumpără o pereche de papuci." Și fugi fata îndată și, intrând în boltă, tot alege, numai cât ea nu găsea care să se potrivească. Deoarece negoțul de așa era, ca să nu se potrivească un fel cu celălalt. Fugi deci la împărăteasă, care nu era alta fără de însă și Ileana Cosânzeana, și spune ce și cum. Vine împărăteasa mânioasă și intră în boltă ca să-și aleagă multe de toate. Tot învârte și sucește, dar nu le poate potrivi nici ea. Ce fac ceia, nu fac destul, că deodată bolta se închide, rămânând numai cât o ladă, iar în ea Ileana însăși. O pune în căruță și hai. Dar Ileana grăia: "Pe-a cui seamă mă duci?" "Pe seama împăratului negru," zise cătana. "În zadar că nu voi fi a lui, ci a cui mă duce?" Se vede că Ileana Cosânzeana era năzrăvană și știa toate cele. Sosind la împăratul, iată că era în mijlocul oborului, înaintea curții, un stâlp mare și înalt. "Cum a ieșit Ileana din închisoare, iată-mi-o drept în vârful stâlpului zburat." Când a văzut-o împăratul în veșmintele ei strălucitoare ca și fața aurului, zise: "Scoboară-te jos, că ești a mea acum. Fii voia cui m-a adus, iar ție numai atunci ți-o-i fi nevastă, dacă tu vei aduce cele 7 iepe ale mele și, mulgându-le, te vei scălda în laptele lor." "Cine mi te-a adus pe tine, le aduce și pe acelea." "Aceluia voi și fi," zise Ileana Cosânzeană. Împăratul îndată chemă cătana și îi spune că, uite, hai să aduci iepele cele 7 ale Ilenei, că de unde nu, atât ai de capul tău. Și plânse cătana de sta să-i crepe și inima din ea. Dalbul dochilor, cum o vede, îndată îi grăiește: "Nu te supăra, că bun este Dumnezeu și ne va ajuta. Cere numai de la împăratul 9 piei de bivol, 9 de cal, 1 car de fuioare și 1 mașă de rășină." Și cum le ceru, le și căpătară și puse pe dalbul dochilor 1 piele de bivol și 1 pătură de rășină, apoi 1 rând de fuioare. După aceea, din 9 piele, pe ea rășină și fuioare, și tot așa până le încărcară toate pe cal, decugetai că-i un munte. Fiind toate gata,
se porniră și merseră până lângă Marea Roșie, că iepele cele șapte ale Ilenei Cosânzenei erau în ostrovul mării și erau albe ca lebăda. Ei stătură pe țărmul mării și săpară o groapă în pământ. Cătana intră în groapă, iar dalbul dochilor, rămânând afară pe țărmuri, rânchează odată de pământul se cutremură. Auzind iepele, iese sub apă, se uită în lături, dar nu văd nimic. Dalbul dochilor era îmbrăcat în cojoacele lui, de nu mai puteai ști că ce poate să fie. După ce iepele se cufundară din nou sub valuri, iar rânchează dalbul dochilor una cu mult mai tare, de se clătina și cerul și pământul. Atunci ies cele șapte iepe dinpreună cu armăsarul, se uită în toate părțile, dar nu pot însă crede că dalbul dochilor să fie ființă vie și din nou se cufundă sub valuri. A treia oară rânchează dalbul dochilor și acum din toate puterile, așa că nu numai cerul și pământul, dar și marea s-a tulburat până în adâncurile ei. Iese armăsarul cu cele șapte iepe afară la țărm. Cum vede pe dalbul dochilor, se iau la bătaie cu armăsarul, dar pe când acesta mușca numai câlți, rășină și piele de bivol, dalbul dochilor rupea la carne vie. Armăsarul, răzbit, intră la tocmeală. Vreau, zise dalbul dochilor, să vii cu noi, tu și iepele tale, până la împăratul negru, că pe stăpâna voastră am dus-o și e mare lipsă de voi. Că nu mi-ai putut spune mai curând, noi cu drag mergea. Atunci iese cătana din groapă și încălecând pe dalbul dochilor, se arăduiră înainte, iar pe armăsarul cu cele șapte iepe după ei de nu mai scăpăra. Dacă sosiră la împăratul, le închise în obor. N-o vină jos că iepele-s aici, zice el către Ileana Cosânzeană. Voi veni dacă le veți mulge și veți fierbe laptele la foc, iar când o crocoti mai tare, te vei scălda în el. Cine le-a adus, acela le va și mulge. A lui nevastă voi fi, răspunse Ileana. Împăratul poruncește cătanei să le mulgă, dar nu era cu putință, că iepele erau sălbatice foc. Și spunând către scumpul lui cal ce poruncă i-a dat împăratul, îndată se plecă el cu nasul la pământ și suflând înghețară iepele care unde a stat. Și cătana mulse cinci vedre de lapte și a spus împăratului că le-a muls. Iar acesta strigă pe Ileana să vină jos că iepele smulse. Aceasta însă zise, atunci voi veni când mi-i aduce feredeu de la Dumnezeu și de la Sfântul Soare ștergătoare. Apoi să te scalzi în laptele ce clocotește și să te ștergi cu acea ștergătoare. Cine te-a adus pe tine, acela le va aduce și pe acelea, răspunse împăratul. A lui nevastă voi fi, zice Ileana și împăratul chemă pe cătană și zice. Un mare lucru mai ai să împlinești, trebuie să te sui la Dumnezeu după feredeu și la Sfântul Soare după ștergătoare. Altcum să știi, că atât ai de capul tău. Iese cătana afară și plânge amărâtă de tremura cămașa pe el. În așa stare s-a dus la iubitul lui cal. Acesta, dalbul dochilor, îi zice cu durere. Dragul meu și domnul meu, nu te pot sfătui ce e de făcut. Întreabă pe calul galben de sub soare, acela ți-a spune ce e de făcut. Nu te supăra, zice calul galben de sub soare, știu ce te roade la inimă, deci urcă-te în spatele meu. Și așa făcu. Numai ce se avântă calul galben și se înălță până la Dumnezeu după feredeu și la Sfântul Soare după ștergătoare. Și bine nimeriră că nu era acasă spre a le putea cere, ci ei le furară și se lăsară cu ele în jos până la împăratul negru. Cum le vede împăratul și porunci să facă un foc zdravăn și făcând așa, puseră căldarea cu laptele pe foc și o lăsară ca să fiarbă așa de cumplit, desăreau stropii prin toată curtea. No, acum vină jos că-s gata toate, zice împăratul către Ileana. Veni voi, după ce te vei arunca în feredeu și când a clocotit laptele mai cumplit, te scaldă și apoi te șterge cu ștergătoarea aceea. Cine te-a adus pe tine, acela s-a scăldat întâi, răspunse împăratul. A lui nevastă voi fi și eu.
zise Ilian. Împăratul chemă pe cătană și îl pune ca el să se scalde mai înainte. Acum e acum, sărmană cătană! Lasă-mă înălțate, împărate, ca să-mi aduc și drag călușelul meu să-mi vadă pieirea cu ochii. Și împăratul se învoiește. Când albul dochilor sta legat aproape de căldare, biata cătană se tot uita, acum la căldare, acum la dalbul dochilor, și uitându-se așa, s-a dezbrăcat. Apoi sărută pe dalbul dochilor de 3 ori pe frunte, luându-și rămas bun. Dar calul era năzdrăvan și cum vede mâhnirea stăpânului său, se apropie de căldare și trage vreo 3 răsuflări cu atâta putere, de laptele a rămas cum poate fi el mai bun pentru scaldă. Văzând cătana aceasta, se aruncă în scaldă și în urmă tot sănătos ieși. Acum veni rândul împăratului și iată că făcură foc și când prinse laptele a fierbe, zise împăratul: îmi voi aduce și eu calul meu ca să-mi vază pieirea. Dar calul, legat acolo în apropierea căldării, se tot da înapoi, fiindcă îl dogorea căldura focului. Cum a sărit împăratul în căldarea ce clocotea grozav pe clipită, și a dat sufletul și dat este până în ziua de astăzi. Acum Ileana Cosânzeana se vede n-a fi știut că și cătana tot fată fecioară este ca și ea, orică știa și știa și ce mai are să urmeze. Într-aceea află Dumnezeu că i-a șters cineva feredeul. Și merse la Sfântul Soare să se plângătuiască puțin. Când la adecă Sfântul Soare încă era păgubit și el, i-a furat cineva ștergătoarea. Să-l blestem, Doamne, pe făcătorul de rele, zice Sfântul Soare, și anume așa, că de a fi fată să se facă fecior și de a fi fecior fată să se facă. Amin, așa să fie, răspunse Dumnezeu. În clipita aceea se făcură după cuvântul lui Dumnezeu din fată fecior, dar așa un drăguț de fecior de mai frumos nici că se poate. După aceea, făcură nuntă, cum singuri împărații de pe vremile acelea știau și puteau să facă. Erau ei lăutari cu fel de fel de fluire și cimpoaie de nu se poate spune. Chemații au fost aleși tot din crai și împărați. Eu încă mă aflam pe acolo, tăiam lemne cu sapa și căram apă cu ciurul. Ieșea zama pe vârful curții și carnea pe ferești. Câinii umblau cu colaci în coadă și lătrau că mor de foame. După ospățul acela, ce a ținut 3 zile și 3 nopți, tânăra pereche se arăduiră și veniră la tatăl fetei, care mai înainte era fată, iar amu fecior. Bătrânul împărat era atât de încărcat de ani, încât numai atunci mai vedea așa ca prinsită când îi ridicau genele cu cleștele. Și povesti feciorul toate câte a pățit și cum s-a făcut din fată fecior, ceea ce bătrânului i-a căzut atât de bine la inimă, încât peste câteva zile a și murit de bucurie. După el au urmat tinerii în stăpânire și de n-au murit, trăiesc și azi. Iar eu mă sui pe un cui și până în alt rând nu vă mai spui. Mă sui pe o cusătură ruginoasă și poate că povestea fu cam mincinoasă. Sper că ați rămas până la finalul acestei povești și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Ne ajută foarte mult. Să distribuiți și să apreciați dacă considerați că merită. Până data viitoare, toate cele bune!